perioada 17-18 aprilie, în conformitate cu calendarul sportiv al Asociației Sportive a Pompierilor din România pe anul 2013, la Satu Mare s-a desfășurat faza interjudețeană a campionatului ASPR la tenis de masă. Din partea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum al județului Steleaj, la competiție au participat plutonier Fărcașdan, plutonier Ruțan Ioan și plutonier Vig Andrei. În urma competiției, Fărcașdan a obținut locul întâi la categoria sub 35 de ani, Ruțan Ioan s-a clasat pe locul întâi la categoria 36-45 de ani, iar Vig Andrei a reușit să se claseze pe locul secund la categoria peste 45 de ani. De asemenea, la categoria joc de dublu, Fărcașdan și Ruțan Ioan au obținut prima poziție. Locotenent Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al ISU Steleaj, a declarat că în urma rezultatelor obținute, cei trei pompieri s-au calificat astfel la faza finală a campionatului de tenis de masă, care se va desfășura în luna iunie la Bistrița.